seara și bine v-am găsit într-o zi însorită, o zi în care cunoscutul regizor Viorel Mardare ar fi împlinit 40 de ani. E o vârstă la care mulți abia descoperă gustul vieții și totuși o vârstă la care cancerul nu l-a lăsat să ajungă. Viorel Mardare a lăsat o amprentă puternică în lumea culturii și o amintire valoroasă pentru generațiile următoare. Să ne-l amintim! Viorel Mardare s-a născut pe 7 octombrie 1981 la Chișinău. S-a făcut remarcat prin spoturile sale originale. Putea fi cinic, dur și foarte sensibil, spun prietenii acestuia. Cătălina Molodoi l-a cunoscut pe băncile facultății și tot atunci s-a înfiripat o poveste de dragoste care a durat 4 ani. Pe Viorel l-am cunoscut la facultatea de jurnalism, eram după școală, el era după liceu, respectiv am venit cu un an mai devreme. Deja mă simțeam cumva stăpână în acea facultate și în postura de a ajuta noi veniți să se asimileze. Mai aveam cu Viorel și un prieten comun, cumva îl percepeam de la bun început ca de-ai noștri. Se vedea după el că este un băiat inteligent. Înfățișarea lui din start vorbea despre faptul că el este rafinat. Citea foarte mult și era pasionat de autori precum Emil Cioran sau Sigmund Freud. Eu n-am întâlnit niciun om din generația noastră, din promoția noastră, care a citit atât de mult. Nu eram o gașcă de oameni care nu citesc, dar pe el nu l-a depășit nimeni. Iubea viața și era petrecăreț sau, cum spune Cătălina, motorul distracțiilor. El, de regulă, era în centrul distracțiilor, motorul distracțiilor. El știa să glumească foarte bine, avea un umor extraordinar și, în același timp, în momentele lui de singurătate, era foarte singur. Cătălina își amintește cu nostalgie de momentele petrecute împreună în perioada facultății. Noi am fost cuplu în anii de facultate. Mi-aduc aminte, nu eram foarte bine pregătit de examenul la istorie și civilizație și eram foarte emoționată și vine Viorel și îmi spune: tu nu-ți fă grijă, uite, eu acuși intru la profesoară și îi zic că tu ești însărcinată de la mine, tu ești foarte emoționată și să stea pace. Îl cauteți de... Deci cumva el avea întotdeauna niște soluții. Viorel avea și un vis, să regizeze un film. Vis pe care nu a mai reușit să-l vadă realitate. Visul lui cel mare a fost să facă film și nu comedie, așa cum a încercat el să facă mai devreme, dar chiar un film dramatic, îi știu și scenariul foarte bine. Din păcate, el nu a avut posibilitatea să-și îndeplinească acest vis. Ar fi un gest frumos din partea noastră să creăm un fond Viorel Mardare, care să contribuim cu toții câte un pic, să putem să oferim șanse tinerilor cu potențial să își realizeze visele. Momentul în care a aflat de trecerea în neființă a lui Viorel a fost unul prea greu pentru jurnalistă. Eram într-o zi la București, el îmi scrie: ce mai faci? Și zic: uite, e foarte frumos, a ieșit soarele. Și el zice că hai că iese soarele la Chișinău și ieșim. Și pe 8 martie a ieșit soarele și m-am gândit la Viorel că uite acum ar fi momentul să-i fac o vizită. Eu nu știu ce m-a oprit în ziua aceea să-i scriu, dar a doua zi el a plecat. A fost un moment foarte dur. Iar cea mai bună lecție oferită de Viorel prietenilor săi a fost să avem curajul să avem propria opinie și să nu ne temem să vorbim despre asta. Să nu ne lăsăm duși de val și de circumstanțe. Un omagiu lui Viorel i-au adus și cei de la vinăria Purcari, care au produs o ediție limitată de vinuri denumită Viorel. Cu un text emoționant, sticlele de vin au fost livrate prietenilor lui Viorel. Aceeași vinărie a lansat și o bursă de merit ce va fi acordată lunar în memoria regizorului. Viorel Mardare s-a stins din viață în anul 2019, fiind răpus de cancer. Încep zilele filmului românesc la Chișinău. Ce pelicule vor putea fi urmărite și în ce condiții, ne spune reporterul nostru Iulia Dăliu. Iulia, bună seara!
Bună seara, Anișoara, bună seara, doamnelor și domnilor, veste bună pentru iubitorii de film. În aceste clipe sunt la cinematograful Odeon, unde urmează în doar câteva minute să înceapă festivalul Zilele Filmului Românesc la Chișinău. Începând de astăzi până duminică, vor fi prezentate cele mai importante filme ale acestui an, dar mai multe detalii despre festival ne spune Dumitru Grosei. Bună seara! Bună seara! Anul trecut festivalul s-a desfășurat online, în acest an publicul poate fi prezent fizic, respectiv ținând cont de ultimile restricții. Cum, la modul practic, cum se vor desfășura lucrurile? Cum au acces publicul în sala de cinema? Da, deci noi sunt niște oameni la intrare care verifică acele trei chestii, ori anticorpi, ori test, ori vaccin. Simplu. Care nu are, merge acasă. Așa. Ca peste tot. Deci, dacă doriți să veniți să vedeți filmele din cadrul festivalului, se păstrează și aici restricțiile. Bun. Ce urmează să vadă în aceste patru zile iubitorii de film? Programul este afișat în mare, deci noi avem o structură așa care o repetăm, deja s-a cristalizată. Evenimentul este bazat în principal pe filmele noi, cele mai importante filme românești, cele mai bune, cele mai premiate și după aia avem un focus cu Ion Sabdaru anul ăsta care este aici în sală și mai avem și o secțiune retro unde arătăm două filme de Lucian Bratu, un regizor foarte important român care din păcate nu mai este în viață și un pedagog important care a activat în cadrul unei ATC-ului pe vremuri și de asemenea avem un film pentru copii și avem și o colaborare între unei ATC și AMTAP, intermediată de Zilele Filmului Românesc la Chișinău, unde arătăm două calupuri de filme importante studențești ale celor mai cunoscuți regizori români din toate timpurile. Se numește Arhiva Activă, care a fost creată recent, deci au fost digitalizate cele mai importante filme de scurt metraj, filmele de diplomă ale unor autori importanți români și nu numai, deci cam toată arhiva de la unei ATC. Mai avem și o deplasare prin 5 orașe din Republica Moldova cu un program mai puțin bogat decât aici, adică vom arăta doar 3 filme în cele 5 orașe, aceleași 3 filme în 2 zile. Mergem la Nisporeni, Călăraș, Bălți, Cahul și Soroca și sperăm la anul. Am avut astăzi promisiunea de la demnitari înalți din Guvernul României că vom primi o finanțare mai consistentă ca să fie mai amplu evenimentul la anul. Deci nu doar în Chișinău ne vom putea bucura, dar și în alte orașe. Exact. L-ați specificat pe domnul Ion Săptaru, mergem să discutăm și cu dumnealui. În acest an, secțiunea Focus este dedicată anume lui, un actor cu origine basarabiene. Bună seara, domnul Ion! Cum ați primit vestea? Că uitați-vă, secțiunea din acest an Focus este dedicată persoanei dumneavoastră. Am primit vestea foarte bine, mai ales că eu am propus să facem asta. Bineînțeles că glumesc, evident. A fost e foarte frumos că Moldova s-a gândit la mine. Mulțumesc mult. Am impresia că sunt mai mulți oameni care merită acest lucru și nu eram eu neapărat la rând. Dar dacă s-a tot întâmplat, e foarte bine. Mă bucur că sunt aici, că festivalul în sfârșit se face live și nu cum s-a întâmplat. Sper să scăpăm în sfârșit de nenorocirea asta. Și iată că ăsta e un prim semn. Evident, cu probleme pe care încă le mai întâlnim, eu vreau să spun că eu sunt vaccinat și prima doză, și a doua doză, și chiar a treia, deci eu sunt ok, că am văzut că ați întrebat de treaba asta, da, în sensul ăsta sunt, exact. Nu vă mai rețin foarte mult, pentru că în doar câteva clipe urmează să înceapă gala de deschidere a festivalului. Vreau să ne spuneți doar despre primul film care va fi prezentat în această seară, Berliner, în care dumneavoastră jucați rolul principal. În câteva fraze. Povestea este foarte frumoasă și în același timp tristă. E vorba de un asfințit trist a unui politician care, iată că se află la bătrânețea sa, dar e un fel de șacal politic bătrân care dă o ultimă lovitură
și anume găsește o formulă, zic eu, machiavelică de a supraviețui, pentru că asta fac politicienii bătrâni și corupți care toată viața au făcut mizerie, spre final de carieră încearcă să supraviețuiască, dar pentru asta folosește un om naiv, un țăran pe care îl găsesc ei, îl reperează în Salonta, într-un oraș micuț în Ardeal, și iată că povestea se desfășoară strictamente în acest spațiu mirific, unde de altfel am și filmat tot filmul cu regizorul Marian Crișan, un trăitor pe vremuri în acea Salontă. E o poveste foarte frumoasă și, zic eu, destul de comică. Eu vă mulțumesc foarte mult, baftă în continuare și succese. Ne bucurăm foarte mult să vă vedem la Chișinău. Și eu mă bucur să vă văd la Chișinău. Mulțumesc mult. Iar cei de acasă care iubesc filmul, să știți că de astăzi până duminică, începând cu orele 18, puteți veni la Odeon pentru a vedea niște filme interesante. Apropo, intrarea este liberă. Vă salut cu drag. Anișoara, ai legătura. Iulia, îți mulțumesc! Cleopatra s-a făcut fată mare, ieri a împlinit 19 ani, iar astăzi e în legătură directă cu noi. Bună seara, Cleopatra! Salut! Bună seara, nevastă, așa ar fi trebuit să încep, nu? Da. Nu, hai să luăm... Bună seara, mămică! Felicitări, să știi! Da, mulțumesc! Felicitări și ție, și să le luăm așa pe rând. În primul rând, la mulți ani, cu un pic de întârziere, și din câte am văzut... Din câte am văzut, deja te-ai împărtășit cu ceva detalii cu urmăritorii tăi de pe Instagram. Ai dat ieri o petrecere frumoasă, dar mică, da? Așa înțeleg. Da, pentru că atât am putut să facem în condițiile în care suntem. Mi-am strâns o gașcă de prieteni apropiați care au putut să ajungă, pentru că n-au aplicat în timpul săptămânii, nu toată lumea a putut să ajungă, așa că ne-am mulțumit cu o petrecere mai restrânsă. M-am bucurat foarte mult de cum am petrecut, ne-am distrat, am ciocnit șampanie și am sărbătorit cu toți împreună și cred că asta a fost cel mai important. Dar, ca să zic, din păcate a fost primul an în care am sărbătorit fără părinții mei alături. Exact, asta voiam să întreb. N-au reușit să ajungă, da. N-au reușit să ajungă, dar ei au petrecut pentru mine acasă la Chișinău și eu am petrecut ca și cum ar fi fost lângă mine aici la București, dar o să plec săptămâna viitoare la Chișinău și o să mă văd cu ei. Da, oricum, sunt sigură că a fost mare sărbătoare în casa voastră, chiar dacă tu nu ai fost prezentă, dar sunt sigură că ați intrat și voi, cum suntem noi acum, probabil că ați intrat pe telefon, v-ați văzut, nu? Da, sigur, am vorbit, ei m-au felicitat, a fost printre primii, întâi Edi m-a felicitat înainte de 12 chiar, după care la ora 12 am vorbit cu ai mei, m-au felicitat și ei. Și am vorbit chiar și ieri, pe toată ziua, cât am putut, cât am avut timp, am vorbit cu ei, ca să mai țin așa legătura. Da, Eduard, zici că te-a felicitat chiar înainte de 12. Cum a arătat asta? Unde erați? Ce făceați? Eram acasă. Eu am avut toată ziua treabă prin oraș și el la fel. Și a venit cu o oră, cred că înainte de 12, a venit acasă cu un buchet de flori și cu cadou în mână și a zis că eu nu mai pot aștepta până la 12. Asta e. Și cadou a fost ceea ce am văzut noi pe net, acel aparat de fotografiat? Exact, da. A fost cadoul din partea lui și eu mi-am dorit foarte mult un aparat de genul acesta, pentru că îmi place foarte mult să postrez poze. Am acasă o grămadă de poze, ramă și aici și la Chișinău, și îmi place să le postrez în album, chiar și la nuntă. Am luat o cabină de poze ca invitații să poată să își ia pozele tipărite și noi la fel să avem, pentru că se păstrează altfel. Pe telefon le mai pierzi, se mai schimbă, se șterg, na, e mai riscant, să zic așa. Și îmi place foarte mult să păstrez pozele tipărite. Și sigur că aparatul ăsta mi oferă această posibilitate, pentru că le scoate instant și arată și bine. Și ieri la petrecere am făcut cu toți prietenii mei, am făcut poze și le-am pus într-un album și o să le răsfoiesc de fiecare dată. Da, am văzut că ai reușit să-l tipărești. Da, arată bine pozele, dar arată bine și aparatul, că arată ca o bomboană, roz, arată, așa. Arată, ai zis, e un aparat de jucărie, dar de fapt nu e de jucărie, adică e funcțional pe cât se poate. Să-l folosești cu plăcere și mult, mult timp înainte să imortalizezi doar momente frumoase. Ceea ce m-a mirat pe mine
Te-am văzut în niște imagini dansând acolo cu un blender, un robot de bucătărie. Ce e? Nu. Când au adus prietenii mei, mi-au adus tortul să suflă lumânări. Colegii mei de la studio, care au fost și ei de față, au vrut să facă niște glume și efectiv mi-au dat un blender ca fiind cadou din partea lor. A fost o glumă, mă rog, o glumă de gașcă, cum ar veni. Dar, mă rog, n-a fost nimic ca pe bune, adică... Dar ce, nu ți-au lăsat blenderul sau ce? Ți l-au luat înapoi? Dar nu era blenderul meu, era blenderul studioului în care am făcut petrecerea și ei au vrut doar să facă fani în treaba asta. Nu, că era un cadou destul de util acum, mai ales dacă ești deja soție, poate... Am, sunt gospodină cu toate actele în regulă, am de toate. Ce cadouri ai primit? Uite, anul ăsta am primit foarte multe parfumuri. Mie îmi plac mult parfumurile, cu siguranță cei care au venit la ziua mea și mi-au adus... Parfumurile știau că sunt o amatoare de mirosuri și exotice și de toate. Și m-am bucurat cu mai multe parfumuri, am primit niște cosmetică, na, chestii care sunt așa, guilty pleasure for me. Da, utile până la urmă. Și utile, bineînțeles, da. Și azi ce faci? Te văd așa relaxată, ești acasă, ți revii după ziua de ieri? După... A fost, da, ieri am dat un party și... sigur că am ajuns acasă puțin obosit după petrecerea pe care am dat-o ieri și am zis astăzi să nu ies nicăieri, să stau acasă să mă relaxez, îmi pun un film, încerc să mă recuperez după ziua de ieri și de mâine din nou la muncă. Din nou la muncă ce înseamnă pentru tine? Pentru că să știi că chiar mă întrebau astăzi colegii de prin redacție ce face Cleopatra la București? Adică cu ce îți ocupi zile în afară de muzică? Te-ai înscris undeva la studii? Asta fac. Încă nu. La facultate nu m-am înscris anul ăsta, am zis că vreau să las un an după liceu liber ca să pot să mă ocup strict de carieră, pentru că pandemia ne-a dat un pic peste cap și ne-a cam sistat activitatea, concerte, sesiuni, ni s-au stopat oarecum. Și după ce s-a dat drumul la tot și am putut ușor-ușor să ne readucem carierele pe picioare, n-am muncit cu atâta randament cât am făcut înainte de pandemie, așa că am zis că termin liceul, dau examenele și mă mut la București ca să fiu mai aproape de studio, pentru că trebuia să fac mereu naveta București-Chișinău-Chișinău-București și n-am putut întotdeauna să fiu acolo, la emisiuni, la studio, la filmări. Și am zis că vreau să mă ocup de carieră, să-mi recuperez tot ceea ce nu am reușit să fac de când a început pandemia. Mă duc în fiecare zi la studio, scriem piese, compunem piese, am o filmare, o emisiune și s-a terminat ziua. Și așa e în fiecare zi, adică o plimbare din asta cu care sunt obișnuită și asta îmi place să fac. Adică agitație, cât mai multă agitație. Da, așa timpul trece pe neobservate. Să fii mai aproape exact. De studio la București, dar să fii aproape și de soțul tău? Că a avut păi și noi lucrăm împreună. Lucrăm împreună, cot la cot și înainte să ne căsătorim și acum lucrăm și mai mult. Scriem piese împreună, le compunem împreună, ne consultăm, el are o filmare, o altă filmare, ajungem seara acasă și ne spunem tot ce s-a întâmplat toată ziua și o luăm iar de la capăt. Adică suntem într-o continuă mișcare, dar o mișcare pe care încercăm să o facem împreună ca să nu simțim lipsa unul altuia, mai ales că am trecut printr-o distanță de un an jumate și am zis că nu mai vrem să trecem prin asta niciodată. Da, v-a ajuns, și vrem v-a să ajuns. Facem... Da, am zis că vrem să facem tot posibilul și să ne aranjăm în așa fel lucrurile încât să putem să fim cât mai des unul lângă celălalt. Da, Cleopatra, noi n-am mai vorbit de când a fost nunta voastră, de când ați mers voi în luna de miere, Casă de Piatră, apropo, și... cum a fost? A fost nunta visurilor tale? S-a împlinit tot ce ți-ai dorit? Exact. Eu nu mi-am dorit niciodată o nuntă pompoasă, cu 7.000 de invitați, am vrut chiar și rochia mea, am ales-o exact după gusturile mele și noi împreună, de fapt, n-a fost doar dorința mea, dar a fost și dorința lui și ne-am înțeles foarte bine la capitolul ăsta, pentru că am vrut să fie ceva restrâns, modest, fără tradiții, fără obiceiuri. Am vrut să fie o petrecere foarte relaxantă în care să ne simțim și noi bine și invitații noștri bine. Asta contează cel mai mult. Și de fapt, pe lângă nuntă și petrecere, cel mai mult contează relația. Pentru că după petrecere rămâne cuplu. Și ei își trăiesc viața. Nunta e doar un eveniment în care te bucuri de treaba asta. Și noi suntem și fericiți. Adică chiar îi mulțumesc lui Bunul Dumnezeu că mi s-a îndeplinit visul cel mare chiar astăzi. Am făcut un live pe Instagram în care m-a întrebat cineva dacă mi s-a îndeplinit visul vieții sau ceva de genul ăsta. Și am zis că da, pentru că cea mai mare dorință a mea a fost să fiu împreună cu el și să am un bărbat
cu care să fiu fericită pentru tot restul vieții și așa și sunt. Și nunta a fost o proiecție pe care am făcut-o împreună, ne-am dorit foarte mult să fie simplă și a fost chiar mai frumoasă decât ne-am imaginat noi să fie. Mă bucur foarte mult să aud asta, mă bucur că ești fericită, multă fericire vă dorim în continuare. Te pupăm de aici de la Mulțumesc Chișinău și te așteptăm în studio. Mulțumesc din suflet și abia aștept să vin. Pa, pa, mersi. Pa. A tot experimentat fiind blondă, brunetă, creață, cu șuvițe sau cu cosițe, iar acum s-a făcut blondă. De ce ne spune în continuare gazda Ai Sănătate, Vlada Mardar? Bună seara! Bună seara! Acum ați ești mai blondă decât mine, să știi. Da, te-am întrecut și la capitolul ăsta la moment că, adică eram mamă, ai devenit tu mamă? Da. Da, a venit această schimbare și cu lungime, ai renunțat la părul ăla al tău foarte lung, bogat și așa mai departe. Să știi că asta nu a fost chiar planificat, adică, bine, era vorba acolo să scoatem câteva centimetri. Sper că n-a fost un accident. Dar eu sunt foarte ok, adică nu pot să zic că, vai, trebuie părul neapărat să aibă o anumită lungime și te rog, tai atâta și nu atâta. Nu, e ok, adică e mai scurt decât am vrut, dar eu sunt foarte mulțumită și de această lungime. Până la urmă, părul crește, așa că e ok. Așa, deci e stilistul să tai atât? Ea a tăiat capetele că au zis că, uite, trebuie părul un să crească, să reînnoim. Da? Da, și până la urmă e și o schimbare așa mai drastică, poate undeva mai drastică decât mi-am imaginat eu, dar sunt ok, adică eu accept schimbările care vin așa, natural, firesc. Dar tu știai că o să fii atât de blond? Adică atunci când te-ai uitat în oglindă, n-ai zis, wow, dar nu așa? Sau din potrivă, asta e. Am avut această reacție în sensul că undeva, da, primele zile, știi, așa mă uitam în oglinzi și asta sunt eu? Stai, da, cine asta? Asta sunt eu. Trebuia să mă obișnuiesc cu noul look, dar, per total, e ok. Adică știi care e faza? Sunt lucrurile de multe ori, noi le vedem într-un anumit mod, ele pot fi altfel, dar e foarte important să le accepti și să le primești așa cum sunt. De multe ori proiecțiile noastre, știi, în viață, nu neapărat sunt 100% cu ceea ce se întâmplă de fapt. Și eu cumva m-am obișnuit cu chestia asta, deja nu mai fac așteptări atât de mari, în sensul în care ceea ce mi-am dorit eu era un pic altfel, dar sunt mulțumită și de acest rezultat, eu sunt ok. Mă simt bine, mă simt frumoasă, totul e ok. Tu vorbești ca din cărțile de spiritualitate. Exact, am luat citate de acolo, practic. Ce a zis fetița ta când te-a văzut? A zis, mama, ce păr alb ai! Așa și-a zis, da. Așa, iar soțul? Da, el așa a zis, dar de unde lungimea, de ce așa scurt? Aha. Deci pentru el nu atât schimbarea, nu atât nuanța. Da, pentru bărbați contează foarte mult lungimea părului. Da, iată, eu apropo, acum am aflat că lui așa de mult îi place părul lung. Noi când ne-am cunoscut, eu aveam părul lung și în nuanța mea naturală, care e un șaten, știi? Da. Și bine, abia acum am descoperit faza asta că lui place părul lung. Bine, oricum părul crește și important e cum mă simt eu și cum îmi place mie, dar... Cu siguranță. Da, mai ales că tu nu ești foarte rigid în ceea ce privește schimbările podoabei capilare de-a lungul timpului, precum ziceam. Ai mai fost câți ani în urmă? Mulțișori, ai fost blondă? Eu am fost blondă vreo 10 ani în urmă, am fost blondă, da. Da. După care am avut tot felul de chestii în cap. Tot felul de chestii. Tot ce vrei. Fiind uite-le, le vedem acum. Cosițe roz. Uite ce fain. Aici, da, aici bucle. Sunt... Bucle, dar e, oricum sunt capetele blonde. Astea sunt, nu știu cum se numesc, africane. Nu, astea nu sunt africane. Astea sunt niște bucle din astea mai mici. Aici am niște valuri, era tot proaspăt vopsit părul. Deja aici am mai ceva mai recent. Mie îmi plac în general buclele astea mici, știi? Mă simt exotic așa. Era șatenă. Aici eram șatenă, da. Da. Uite că apropo, vezi că tot cam așa era lungimea. Lungimea, da, exact. Cum te-ai simțit tu mai confortabil? În care din aceste... Eu mă simt ok în orice... Adică pentru mine asta nu contează în sensul în care nu mă simt eu cu mine însă, nu mă simt altfel sau știi să zic. Oricum există o chestie din asta. Știi când discuri, vai ce fain sunt. Eu probabil mă simt bine atunci când știi când... Deci eu trebuie să fac o schimbare ocazional pentru că nu mă simt bine când, uite, am 5 ani când am același look. Nu, deja eu atunci nu mă simt bine. De asta eu fac aceste schimbări, fie că sunt niște cosițe afro, fie că e o schimbare de nuanță, fie eu coafură nouă, pentru că, bine, părul e cel mai ușor de schimbat, dar noi femeile avem nevoie de schimbări în viață, ne simțim altfel, știi? Și pentru mine asta contează, să fiu mereu în transformare. Și apropo, atunci când o femeie schimbă ceva în capul ei, pe capul ei, este asociată imediat cu o dorință din asta de, nu știu, s-a întâmplat ceva și ai nevoie de schimbarea de care zici tu. E așa și la tine sau nu neapărat?
Să știi că probabil este ceva aici în interior. Nu neapărat că s-a întâmplat ceva wow sau a început o nouă etapă în viața mea. Poate la nivel de felul în care mă simt, anumite schimbări în felul în care gândesc, felul în care văd lucrurile, da, poate s-a schimbat aici ceva. Dar să știi că eu de mult voiam să fac schimbarea asta, doar că a venit așa, momentul acum a venit. Cumva s-a întâmplat, s-au aranjat stelele. Dar ce nu ți-ai face? Ce nu mi-aș face? Eu sunt genul de om care nu spun niciodată. Adică, nu știu, nu pot să zic acum. Cred că acum, la moment, nu cred că, știi, m-aș tunde la zero. Scurt, da. La zero, deci... Să te razi pe cap, să-ți faci o creastă. Da, gen Britney Spears style. Să nu am deloc păr, cred că la moment nu aș face. Dar nu se știe ce va fi. Exact. Poate voi fi o băbuță din asta extravagantă. Băbuț, care... stai un pic, mai ia până la băbuță. Nu zic, până așa îmi imaginez. Până atunci întorci macazul de 150.000 de ori. Mie mi-ar fi, știi, păcat, mi-ar părea rău pentru că am un păr destul de des. Așa e. Și atunci mi-ar părea rău să-l dau așa jos. Al meu e destul de rar, dar oricum mi-ar părea rău. Adică aici în orice caz. Asta e o bogăție pentru noi femeile, știi, podoaba ca trebuie. Trebuie să fii tare curajoasă să faci astfel de schimbări. Da, mă rog. Bun, a fost o vară destul de activă pentru tine, în sensul în care eu de fiecare dată când intram pe internet te vedeam în vacanță. Eu nu știu cât ai stat în vacanță, dar ai pus poze și video din vacanță, mie mi s-a părut că a fost tare mult și eu stând acasă și... Mă rog, cât se poate, nu mai pune atât. Poate. Da? Vlada dansează pe un iaht, Vlada nu știu unde e, Vlada, da. Cum au fost aceste vacanțe? Au fost mai multe, înțeleg, da. Bucățele. Da, da, am fost, deci cu fiica am fost la începutul verii în Egipt și cu soțul și cu niște prieteni de familie, după care pe la mijlocul verii am fost deja cu părinții, adică bunei fetițe noastre, am fost într-o vacanță și mai nou am fost deja doar cu soțul în doi. Știi, noi cumva avem acum această gândire în care încercăm... Când prindem un ochi, când prindem un moment, când avem așa o idee, când se aranjează iarăși lucrurile așa cum trebuie, să plecăm undeva, să vedem ceva, să explorăm. Pentru că am, bine, nu că am înțeles asta acum, dar am avut noi o discuție mai recent cu Tudor, soțul meu, și ziceam că, uite, viața trece. Noi de multe ori suntem în goana asta de a face lucruri, de a munci, de a realiza proiecte, de a vorbi cu oameni, de a le reuși pe toate. Și uneori uităm să și trăim, știi? Să ne bucurăm de anumite chestii. Uite, pentru noi călătoriile sunt foarte importante în sensul în care, din când în când, atunci când ieși din țară, din oraș, nu contează, chiar și la noi în țară poți avea parte de călătorii, deja descoperi oameni, descoperi locuri și te simți altfel. Ai nevoie de aceste... De un suflu, da. Da, da. Și noi facem asta când avem ocazia, când, mă rog, când putem. Știu că ultima voastră vacanță a fost ceva mai specială pentru că ați reeditat voi o situație, nu? Da, deci aici a fost... Coincidența este că s-a întâmplat exact ca acum 5 ani. Noi ne-am cunoscut cu soțul meu acum 5 ani și atunci plecasem într-o vacanță, așa, eram foarte îndrăgostiți în valul ăsta de hormoni, știi, de toată îndrăgosteala asta și am plecat în vacanță, absolut spontan, deci nu era planificat. Noi plecasem inițial pe 2 zile în munți în România. Acolo era posomorât, ploua și ne-am zis, uite, dacă aici plouă, hai să mergem la soare. Unde-i soarele? Unde-i marea? Unde-i soarele? Unde-i marea? Hai în Grecia. Și am mers în Grecia, absolut neplanificat, deci cumva așa, spontan. Și anul ăsta cam s-a întâmplat exact aceeași situație. Nu știu, chiar mă gândeam, uite, cum se întâmplă. Deci exact asta era. Noi trebuia să plecăm în munți. În munți era ploios, era vreme posomorâtă și am ajuns în România și am zis că stai un pic. Aici nu e timp bun și ne uitam pe meteo că nu urmează zile foarte însurite. Hai să mergem la mare, hai să mergem iar la soare și am mers exact în Grecia, exact pe aceeași insulă, insula Tasos. Și cumva, coincidența, deci iarăși neplanificat, am ajuns și la același hotel unde am stat 5 ani în urmă. Deși inițial am stat, prima zi am stat în alt hotel, dar cumva așa s-au întâmplat niște chestii că a trebuit să schimbăm și hotelul. Și, deci am revenit și în locul în care am stat acum 5 ani. Cumva, fascinant, da, dacă stai să te gândești... Dar chiar nu a fost, chiar nu ne-am gândit la chestia cine asta. Cine le planifică, le planifică bine, nu? Știi care e faza? Că eu mi-am luat valiza plină cu haine din astea mai călduțe, așa, pentru mai munte. Un hanorac, da? Hanorace, da. Deci, și zic, stai, dă să pun și un costum de baie așa pentru orice eventualitate, dă să iau așa. Și uite că am ajuns la mare, adică, da, bine, la mare ne-am descurcat din ce am avut acolo cu... Nu ne-am planificat, nu am luat lucruri, valiza a fost... pentru munte, adică a fost total neplanificat. Dar probabil aceste experiențe care sunt așa spontane sunt și cele mai frumoase, anume prin faptul că nu sunt gândite, nu sunt planificate și te bucuri poate undeva de experiența asta în alt mod. Cu siguranță. Când stai să planifici fiecare pas, nu-ți mai iese, știi? Așa e mereu. N-ai ce să faci. Bun, trebuie să încheiem interviul, dar vreau să te întreb ceva doar. De ce nu arăți pe fiica ta pe net?
Pentru că eu consider că ea este o personalitate și eu vreau să-i dau ei ocazia să decidă când, cum și când vrea și cum vrea ea să apară, în ce mod vrea ea să apară sau nu, își va face un cont sau nu pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok. Deci eu consider că asta ar trebui să fie decizia ei. Totodată, pe de altă parte, nu pot să nu mă bucur de anumite momente și de asta încerc cumva să... Deci, da, postez anumite ipostaze, dar mă strădui să nu o arăt așa vizibil, pentru că asta este decizia ei, da? Cum vrea ea să arate. Fața o arată ea când vrea. Da. Bun. Încheiem, dar nu înainte să... Am înțeles că pregătești o emisiune super interesantă la această sâmbătă. Nu o să-ți vină să crezi cine este invitata mea din această sâmbătă. Abia aștept să aud. Da, deci eu vă invit să urmăriți ediția Ai Sănătate din această sâmbătă la 11, pentru că... Anișoara va fi invitata mea și de data asta se schimbă rolurile, o iau eu la întrebări, vom afla totul despre felul în care se simte ea în rolul de mamă, ce sfaturi are, cum se simte, cum este, ce e bine, ce nu. Deci aflăm toate aceste lucruri sâmbătă, așa că urmăriți Ai Sănătate. Urmăriți și eu o să urmăresc. Mersi, Vlada. Mersi și ție. Dacă ți se pare că ai pierdut sensul vieții, înseamnă că acesta e momentul zero, momentul în care trebuie să-l cauți, susține Xenia Piciughin, cu care discutăm în continuare. Xenia, bună seara! Bună seara! Mă bucur să te văd! Și, și eu! Uite că ceea ce ziceam eu mai sus era inspirat cam din una dintre ultimele tale postări. Asta despre sensul vieții. Și mă întrebam chiar, când a venit momentul ăsta la tine? Când ai simțit nevoie că ai nevoie de ceva, dar nu știi de ce? De fapt, au fost mai multe pe parcursul vieții, dar știi, dacă nu te prinzi în prima, ele cresc cu o intensitate mai mare și tot apar în viața ta. Și am avut momente când am lăsat-o și am plecat în Bali și parcă am înțeles, dar n-am înțeles. Și s-au mai repetat niște chestii, dar în momentul în care am devenit mamă, ăsta a fost punctul de cotitură pentru mine, fiindcă am încercat să le fac pe toate, cum deseori noi femeile încercăm. Și afacere, și copil, și dezvoltare personală, când am înțeles că cer prea mult de la mine și nu neapărat ceea ce îmi doresc eu, atunci a fost momentul când am înțeles că trebuie să schimb ceva. Mai ales că acum responsabilitatea este și mai mare, fiindcă copiii sunt copii, sunt copiile noastre și suntem și mai responsabili să fim fericiți, să fim împliniți, liniștiți, fiindcă ceea ce vede acum, o astfel de mamă o să fie și fetița mea la un moment dat. Din cauza asta vreau să fie o mamă relaxată, fericită, care își urmează calea și face ceea ce îi place. Și ești o mamă relaxată, liniștită, care își urmează calea? În mare parte, da. În mare parte. Sunt zile și momente, suntem oameni vii și e ok, mereu zic, nu e ok să alegem să trăim doar emoțiile pozitive. Trebuie să le trăim și pe alea pozitive, fiindcă nici bateriile nu funcționează doar pe plus. Și minusul ăla și are locul. Cum a venit toată chestia asta? Nici nu știu cum să o descriu. Cu dezvoltarea personală, aceste postări ale tale foarte lungi în care vorbești despre om, despre suflet, despre tot ce simte el și așa mai departe. Și dacă ai deja și o calificare, adică tu ai făcut niște studii, niște cursuri, te-ai apucat tu acum să schimbi viețile oamenilor într-o oarecare măsură, pentru că asta faci. Cum s-a întâmplat tot asta? Da, vă fac o mulțime de cursuri, chiar și acum fac 3 concomitent. Dar, mă rog, am învățat să filtrez informația și să înțeleg ceea ce rezonează cu mine și cu valorile mele și ceea ce nu rezonează. În mare parte încerc să găsesc răspunsurile în interiorul meu și să le scot de acolo, fiindcă corpul nostru ne oferă cea mai veridică informație. Și da, de curând am lansat școala Watu, unde nu pot să zic că viețile se schimbă, fiindcă acei oameni care vin la aceste cursuri de dezvoltare personală își doresc asta și fac ceva în sensul dat. Mereu am zis că nu am pastila magică, doar pot să ghidez și să luminez cumva care a fost calea mea și descoperirile mele, dar munca o face fiecare în parte, prin descoperiri, prin teme pentru acasă, prin autoexplorare. Școala asta e, există fizic sau este online? Sunt niște cursuri? Cum are loc totul? Deocamdată este doar online, dar evident, pe termen lung, mi-ar plăcea să, siguranță așa o să fie și o școală fizică și o să ne întâlnim toate sufletele care până acum au trecut cursurile. Și partea frumoasă că deja grupuri de oameni
se întâlnesc în toată lumea cei care au făcut aceste cursuri, știi, se susțin și se dezvoltă împreună. Sincer, asta cred că e cea mai mare remunerare pentru mine, să văd că se creează aceste comunități frumoase. Fiindcă chiar cred că viitorul este despre comunități, despre oameni care au viziune la fel, care gândesc la fel. Fiindcă, vezi cumva, așa sunt timpurile acum, că ne presează să ne găsim grupușorul nostru. Ia zi-mi sincer, sunt mai mult femeile preocupate de acest subiect, de a se găsi pe sine, de a se... Nu știu, de a-și pune aceste întrebări și de a crede în ceea ce le zici tu până la urmă. Eu am impresia că bărbații sunt foarte sceptici. Puțin sunt cei care sunt de acord cu toate chestiile legate de evoluția spiritului și așa mai departe. Să știi că nu. Și am cunoscut o mulțime de bărbați și cumva evoluția mea a fost datorită bărbaților spirituali pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului. Și dar în cazul școlii Watu, într-adevăr, sunt mult mai multe femei, fiindcă eu pot să transmit ceva, doar ceea ce am trăit și ceea ce știu. Și cumva simt lucrurile astea din perspectiva unei femei, din perspectiva unei fiice, soții, mame, și deocamdată nu simt că pot să ghidez în aceeași măsură și persoanele de genul masculin, și din cauza asta, într-adevăr, în comunitatea mea sunt mult mai multe femei, dar deseori soțiile cumpără cursuri pentru soții lor și zic, uite, hai mergi acolo, că e important să știi informația asta ca să mă cunoști pe mine. Și cumva mai câte 2-3 bărbați cred să vin la fiecare curs. În rest, peste 100 sunt doar femei. Bun, acum ce să te rog eu în continuare va fi destul de general, dar vreau să ne dai niște exerciții așa ca temă pentru acasă, nouă și celor care ne urmăresc. Dacă suntem, nu știu, în zbuciumul ăsta al vieții, în căutarea liniștei, a fericirii, a sinelui, ce ar trebui să facem? Mm-hmm. Cu ce ar trebui să începem? Cu respirația conștientă. Când se întâmplă ceva, nu știu, copilul varsă toată mâncarea pe jos și face tărăboi și îți vine să strici, dacă te oprești, închizi ochii și respiri de 5 ori adânc și profund, nu mai poți cu aceeași intensitate să-i zici ce ai făcut și ce s-a întâmplat, gata, nu-ți mai vine. Așa că respirația conștientă chiar face minuni. La fel și muzica, dansul, mai nou am experimentat o nouă temă pentru acasă, pentru ultimul curs pe care l-am avut, ca femeile să danseze cu emoțiile lor, mai ales cu emoțiile pe care nu le acceptă, fiindcă îi deranjează ceva la alți oameni, și când dansezi cu acele emoții, înțelegi că ele sunt în tine și le dai voie să existe în tine, iar și alea pozitive și alea negative. Să dansezi așa fizic, chiar, da? Adică tu dansezi... Da, absolut. Absolut. Întâlnești o persoană, nu-ți place că este arogant. Ok, pui muzică și dansezi arogant. Dansezi aroganță și o lași să prindă rădăcine în interiorul tău. Uite ce interesant asta, da, asta este o tehnică pe care merită să o încercăm, că ne și distrăm, probabil, așa. Ai zis de atunci când copilul împrăștie lucrurile pe jos și m-am gândit la fetița ta, cu care ne-am văzut noi ceva vreme în urmă, de atunci probabil s-a făcut mult mai măricică. Era pe atunci vegană, dacă nu greșesc eu, și vreau să te întreb dacă a rămas așa. Nu, n-a rămas și asta a fost cea mai mare lecție pe care mi-a predat-o, să nu fiu categoric în nimic, mă rog, nici n-am fost niciodată, dar chiar eu fiind vegană și pe parcursul sarcinii și înainte de asta și mă simțeam bine și îmi doream să-i transmit și ei aceleași lucruri, la grădiniță avea un meniu vegan, ea și câțiva copii, dar la un moment dat a început să ia carnea din farfuria copiilor. Neștiind ce e asta, ea își dorea acest lucru și mânca carne și mi-a zis panicată directoarea de la grădiniță, vezi că uite ce face, să o las, zic clar că las-o, și mi-am dat seama că noi, se zice, ascultă-ți corpul, dar noi suntem atât de poluați de diferite informații că ne este greu să auzim ce are nevoie corpul nostru cu adevărat. Însă copiii sunt atât de curați și autentici și ei merg foarte mult pe instinct și în noaptea aia am dormit cu acest gând. Și am zis, eu trebuie să am încredere în fica mea, trebuie să o las, să-i respect alegerea. Și din ziua aia i-am dat meniu clasic la grădiniță
mă rog, acasă nu prea, chiar deloc nu gătim carne, deși mai mănânc și eu ocazional, dar foarte rar. Și din momentul ăla ea mănâncă carne și e super happy, nu are nicio problemă de sănătate, mă rog, e, nici nu am crezut vreodată că carnea provoacă asta, dar toate trebuie să fie în măsură. Uite ce interesant, și n-ai de gând să-i impui un stil de viață, nu? Adică o lași, dacă o vrea ea să mănânce carne, să mănânce. Absolut, absolut. Evident că o să explic pe parcurs de unde vine, ce alternative avem, dar evident că alegerea îi aparține. Da, foarte frumos. Da, ai vrut să zici ceva. Da, vreau să zic că copiii trebuie tratați ca adulții. Știu că este greu și greu de perceput informația asta, dar deși ei vin mai târziu, sunt foarte inteligenți și au venit să ne învețe foarte multe lucruri. Din cauza asta, eu sunt de părerea că trebuie să-i tratăm ca pe niște adulți, să le auzim nevoile și să-i lăsăm să ne ghideze așa prin... prin toată această experiență. Și apropo de ghidare, revenind la tema noastră inițială despre dezvoltarea personală, vreau să ne spui, să ne dai un îndemn. Cu ce ar trebui să ne începem mâine dimineață când ne trezim ziua? Cu ce fel de gânduri? Uh-huh. În primul rând să încercăm să nu întindem mâna după telefon, cel puțin primele 10-20 de minute. Să stai așa culcat și să-ți focusezi atenția pe inima ta și să spui și să enumeri toate lucrurile pentru care ești recunoscător. Și aici este și o explicație foarte simplă, dincolo de beneficiile care se manifestă în vibrații, în chestii, dar nu o să merg acolo, să vin cu o explicație mai simplă. De-a lungul timpului, noi am fost învățați să vedem pericole, fiindcă oamenii trăiau în peștere, noaptea veneau animalele sălbatice, noi când ne uitam în copac, nu ne uitam să vedem un măr sau ceva, dar să nu fie un șarpe acolo, ci în ADN-ul nostru, în memoria noastră colectivă, a rămas această căutare de probleme, de griji și prin metoda asta mulțumirii, noi învățăm să vedem lucruri noi și pe parcursul zilei, când știi că mâine dimineața o să enumăr tot pentru ce am fost recunoscător pe parcursul zilei precedente, încep să cauți lucruri, să creezi situații pozitive ca să ai pentru ce să fii recunoscător. Doar încercați tehnica asta, nu știu, cel puțin o lună și o să vedeți că rezultatele o să fie imediate. Eu îți promit că o încerc. Vedem cei de acasă, sper să o facă și ei. Îți mulțumim tare mult pentru discuție și ne mai vedem, sper, în scurt timp. Mersi, Xenia! Vă îmbrățișez. Seara bună! Pa, pa! Kilogramele în plus sunt marea provocare atât în sarcină cât și după naștere. Cum să mâncăm astfel încât să o trecem cu brio? Discutăm în continuare cu Irina Niri. Bună seara! Bine ai venit! Bună seara! Bine v-am regăsit! Mă bucur să te văd! Și să trecem la ale noastre. Ai văzut acolo, ai ascultat și tu discuția despre... Am ascultat. Da. Mm-hmm. Există copiii vegani din naștere, care apoi devin carnivori. Era foarte divin, fiindcă iarăși copiii sunt mai deștepți ca noi. Tu nu ești pentru veganism? Absolut nu. Tu ești pentru toate pentru măsură. Echilibru. Mm-hmm. Pentru tot ce ține de echilibru, deci și carne și dulciuri și tot ce... și puțină grăsime, absolut totul să fie integrat în alimentația noastră, e echilibrat. Să nu trăim cu pofte. Nu, să nu trăim cu pofte. Ce de fapt li se întâmplă absolut tuturor gravidelor și mămicilor care alăptează. Da. Dar să o luăm pe rând. Vorbim un pic doar despre greutatea în timpul sarcinii. Să știi că eu atunci când am mers la medic, mie doctorul meu mi-a zis așa, că ăsta este primul lucru de care trebuie să mă preocup. Greutatea pe care o voi aduna până la sfârșitul sarcinii. Corect. Să nu mănânc pentru 2, 3, 18, pentru așa că nu e nevoie. Așa. Și că de asta depinde sănătatea fătului și așa. A mea. Așa. Și trebuia să-ți mai spună medicul că alimentația trebuie să fie echilibrată, exact, să-ți ai complexul de vitamine necesar pentru fiecare trimestru și să ai grijă cum se poartă și tractul digestiv și fătul și tu însuși, cum vă simțiți și pentru kilogramele tale, undeva ți s-a pus norma, cred că până la 10-11 kilograme, nu mai mult, da. Să fi avut mai multe kilograme, ți se punea norma 8 kilograme, iar să a avut, de exemplu, cum cei cu obezitate, 6 kilograme, da?
Deci, asta este un lucru foarte important, alimentația în sarcină, deoarece de asta depinde și unele probleme care pot apărea în sarcină, deci poate apărea și acel diabet gestațional în sarcină, poate apărea hipertensiune în sarcină, stare de preeclampsie sau eclampsie, atunci când apar problemele acestea renale și hipertensiune înaltă și atunci poate să pierdem și copilul și mama. Și deci atât o alimentație echilibrată și un stil sănătos de viață elimină aceste riscuri și face ca și fătul să se dezvolte corect, fără anomalii, ce este foarte important, fiindcă în diferite trimestre ale sarcinii trebuie să știm care sunt acele microelemente necesare de luat, să nu întrecem măsura cu altele, ca de exemplu cu vitamina A în primul trimestru, fiindcă va forma niște malformații la copil, de exemplu, și trebuie să fim foarte grijă cu tonul care conține foarte multe toxine și nu este voie ca mama să-l ia în sarcină. Deci sunt unele situații, unele chestii de care nuanțe de care trebuie să țină cont mama în timpul sarcinii. Acum, tot asta sună extrem de bine. Fiecare gravidă conștient știe rațional că trebuie să mănânce echilibrat, sănătos, că trebuie să nu știu ce. Așa. Dar eu nu știu câte gravide ai auzit tu să se îngrașe doar cu 8-9 kg. Asta se întâmplă extrem de rar. Pentru că eu nu înțeleg, știi, apare cum? O poftă de mâncare și nu neapărat că poftă, că vreau doar să mănânc, dar vrei să mănânci tot. Hai să zicem așa, am fost de două ori gravidă, da. Că e corect să zici gravidă, dar nu însărcinată. Am fost de două ori gravidă, știu ce înseamnă și pofte, știu cum să-ți controlezi greutatea și să controlezi greutatea fătului atunci când ai riscul unei nașteri premature, pentru că naște un făt, un bebeluș cu kilograme cât mai multe, să nu-l țină în incubator. Și de aceea, da, majoritatea femeilor însărcinate în timpul gravității adaugă 15, 20, 25 de kilograme. Păi asta este cauza unei alimentații totuși incorrecte. Este vădit faptul că unele sarcini merg cu unele complicații și este nevoie să luăm hormoni. Dar, dragii mei și dragile mele, chiar dacă luăm hormoni, asta nu înseamnă că, știți cum, am lăsat tot pe, eu iau hormoni, de aceea mă îngraș. Am luat și eu toată sarcina hormoni în doză mare și foarte bine m-am menținut la kilogramele. Am adăugat strict cât a trebuit în a doua sarcină. Fiindcă am controlat mâncarea și am mâncat atât cât a trebuit să mănânc. Da, dar trebuie să lupți cu tine, nu? Absolut nu. Atunci când faci o regulă în cap și necesitățile tale, vreau să spun, eu aveam o poftă foarte puternică de hering șubă. Ce nu era sănătos. Dar în fiecare zi eu trebuia să mănânc câte 100-200 de grame de hering de acesta. Eu trebuia să mănânc. Da. Dar am mâncat toate plăcintele din Chișinău. Da? Asta e foarte bine. Da, e super. Dar până la urmă, eu am ajuns la concluzia aceea că deoarece în ultimul timp sarcinile sunt foarte complicate, femeile duc mai complicat sarcinile. Adică totuși eu sunt mai așa, mai puține restricții. Principalul mama să se simtă bine, fătul să se dezvolte corect și apoi, după ce naște, ne întoarcem la siluetă, să discutăm despre siluetă, cum ne alimentăm că și până la urmă, facem. Dacă ne preocupăm prea mult de asta, e și asta un stres pentru organism. Desigur. Dacă aceasta nu este o obișnuință, cum la oamenii care au deja un stil de viață sănătos și tu vrei în timpul sarcinii să-ți schimbi stilul de gândire, de viață și de alimentație, asta va fi un stres, de fapt. Așa că atunci, pe perioada aceea, ne alimentăm, dar tot un pic cu control, cu control, cu aceleași plăcinte, să zicem, cu aceeași pânică trebuie să fie mai controlat. Da. Da. Oricum, toată lumea se așteaptă că de la maternitate ești fotomodel, nu ești. Deja, în primul rând, fetele care au născut știu asta foarte bine. Durează ceva până se ajunge la silueta de dinaintea sarcinii. Asta dacă se ajunge, pentru că există foarte multe femei care spun că nu pot slăbi după naștere. Și aici, hai să le zicem de ce. Ai înțeles după mimica mea ce vreau eu să spun. Se poate de slăbi și se poate de ajuns la kilogramele dinaintea sarcinii, dacă doriți. Și în cât timp, apropo? În cât timp?
Depinde câte kilograme ai adăugat. Să calculăm că 4 kg este normal să le slăbești pe lună. 3-4 kg. Ați adăugat 20-30 de kilograme. Numărați, da? 6-8 luni, evident că le veți da normal jos, ca atunci să nu le mai adăugați. Acum o întrebare. Cum trebuie să se alimenteze mama după ce a născut? Da. În primele zile este lăuză. Lăuza se alimentează foarte, adică se alege foarte mult mâncarea, deoarece atât tractul digestiv la mamă, cât și la copil, el este, la mamă a fost supra-solicitat și din cauza presiunii care a fost de către făt asupra intestinului, că în ultimele luni nici nu pot să respir, că acuși timp împinge un picior, ban stomac, ban ficat, ție da? Se plăcintă, da. Da, absolut. Iar evident că tot ceea ce mâncăm trece în lapte și copilul mănâncă și să nu îi aducem careva probleme. Deci în primele zile, primele două zile este foarte bine de luat supe de legume, niște covrici cu tărâță, apă fără necarbogazoasă, apă plată să fie, da? Și acesta ceai cu romaniță cât mai mult și personal eu am luat enzime ca pancreasul să funcționeze mult mai bine, deoarece mamele în primele zile și prima perioadă au constipație și enzimele împreună cu preparatele care scoate balonările și cu probioticele face ca să scape foarte repede de constipație. Este un secret foarte ușor. Plus la aceasta, aceste enzime trec și la copil prin lapte și copilul nu suferă așa de colici și de balonări. Nu-i doar așa tare... Nu-i doar așa tare burtică. Asta este un secret foarte interesant. Așa, după ce mămica trece deja, vine acasă, evident, în ultima perioadă s-a început așa o mai diversificare a alimentației a mămicii după ce a născut. Și nu sunt atâtea interdicții cum erau înainte. Da, că nu din potrivă, bază, se zice că nu are nicio legătură. Că nu are nicio legătură. Durerea de burtică a celui mic cu ceea ce mănâncă mama. Totuși, eu pun sub semnul întrebării aceasta, fiindcă fiecare mămică și fiecare copil este absolut individual și dacă mămica în timpul de zi cu zi obișnuit nu a avut intoleranță la gluten și lactoză, dar în timpul sarcinii i-a apărut acea intoleranță și ea practic acea intoleranță trece aproximativ într-o lună după ce a născut. Deci, evident că ea va avea grijă la ceea ce va mânca și evident că după ce vine acasă, ea începe să se alimenteze cu supe, cu cereale integrale, cu lactate degresate, iaurturi degresate, dacă observați, degresat, absolut nimic da, ce și uite aici nu conține grăsimi. Vreau repejor să dezbatem și mit, eu deja sper din tot sufletul că femeile da. Știu că nu e ok să mănânci lapte condensat cu miere, cu da, nuci, ca da, să-ți da, vină ca laptele. Să-ți vină laptele. Laptele nu vine de la asta. În primul rând, pentru a avea lapte și a menține cantitatea laptelui, este nevoie să consumi lichide, cât mai mult lichide. Da. Și dacă norma, de exemplu, să zicem, anicioara, câte kilograme ai? Hai așa, să acum? Facem în practică, da. Acum am 49. Ai, ce de bravo ești! Așa, norma ta este de 1,650 litri dacă nu ai alăpta. Da? Dacă alăptezi, mai adăugăm 500 de mililitri și ai 2,2 litri, trebuie să alăptezi. Deci eu acum 2,2 litri, da? De apă trebuie să alăptezi, să consumi. În acești 2,2 litri, în afară de apă, se va include și ceaiul cu romaniță sau ceaiul acela care formează, se mai vinde ceaiul pentru lactație. Pentru lactație, și, da. Eu sunt sceptică, dar mă rog. Ceaiul de romaniță este cel mai perfect în perioada de lactație, atunci când alăptăm copilul la sân. Da. Da. Și asta este foarte important și doar așa, consumând cât mai multe supe și băind multă apă, atunci vom avea lapte. Deci nu are treabă cu chestia aceasta, mierea, smântână și nuci și nu din mai contra, știu ce. De acolo vin șunculițele care după aia le dispar, da. Nu? Burtica, abdomenul, fesele, coapsele, că acuș se mai începe și biscuiți cu unt și pâine cu unt și magiun și multe, multe altele care, de fapt, ridică glicemia și care sunt sursele principale a unei intoleranțe și formarea colicilor la copii și la mămici, constipație la mămici. De aceea, mămicilor greu le trece constipație și se prelungește perioadă foarte lungă. Eu pot să vorbesc Mersi, foarte mult. Irina, dar nu mai avem timp. Știu, despre asta se poate vorbi ore întregi. Mai vorbim cu altă ocazie. Mulțumesc tare mult. Te mai așteptăm cu drag. E seara măștilor la ProTV, iar o dublă de mascare a avut loc săptămâna
săptămâna trecută la Mass Singer România în încercarea de a face tot ce le stă în putere pentru a-și păstra identitatea. În cele din urmă, doi dintre participanți au fost nevoiți să-și dea masca jos. Cine s-a ascuns de data aceasta în spatele costumelor, aflăm din reportaj. În urma deciziei publicului, șarpele a fost nevoit să părăsească competiția, iar acesta și-a dat masca jos. În spatele acesteia era actorul Radu Vâlcan. În ultima sa apariție, șarpele a cântat Business de la Tiesto. Următorul exclus din competiție a fost robotul. Dragă robot, drumul tău la Mass Singer România se oprește aici. Îți mulțumim pentru toate momentele de neuitat pe care le-ai creat pe această scenă. Bravo! Marian Drăgulescu, cel mai medaliat gimnast român din toate timpurile, se ascundea în spatele măștii. În competiție rămân tot mai puține măști, astfel încât în această seară Geisha, Steaua, Pinguinul, Oul Dragon și Pisica vor lupta pentru un loc în etapa următoare a competiției. Evoluția acestora va putea fi urmărită de la 21:30 numai la Pro TV. În emisiunea de mâine ne întâlnim cu Aleona Triboi și fetița ei Ruxanda. Până atunci vă doresc o seară perfectă. La revedere!